Cel mai așteptat show a început la ProTV. Chiar din prima ediție, Survivor România 2022, a avut loc primul conflict în echipa faimoșilor. Iată de la ce au pornit neînțelegerile între colegi. După un scor strâns, echipa războinicilor a câștigat în fața echipei faimoșilor. Echipele au văzut aseară pentru prima dată unde vor locui pentru următoarele luni. Concurenții trebuie să construiască totul aproape de la zero, neavând nici măcar un acoperiș. Prima dimineață în junglă nu a început tocmai bine în echipa faimoșilor. Concurenții s-au plâns că nu au putut dormi bine, însă singurul care nu a avut niciun fel de problemă a fost Cătălin Zmărândescu. Luptătorul s-a trezit la 6 dimineața și a început să facă treabă, în timp ce Roxana Ciuhalescu își dorea să se mai odihnească. Oboseala și-a spus cuvântul, iar Roxana Ciuhalescu nu s-a ferit să spună din prima clipă ce o deranjează la colegii săi. Roxana Ciuhalescu, nu-l interesează. Cătălin Zmărândescu, nu putem să dormim toți până la ultimul. Ne-am trezit că avem treabă aici, jos. Roxana Ciuhalescu, nu putem, dar nici așa, la 6 dimineața, serios, că unii am făcut noapte albă. Cătălin Zmărândescu, băi, Roxana. Despre tensiunile care au apărut în echipa lor a vorbit și Laura Giurcanu. Concurenta a mărturisit că neînțelegerile au început din cauza oboselii și a condițiilor cu care trebuie să se obișnuiască. În prima parte a zilei au fost într-adevăr niște tensiuni. Unii voiau să mai doarmă, iar soarele abia răsărise. Am avut o noapte dificilă. Am dormit fără căldură, fără lumină, fără nimic, a spus Laura Giurcanu. Roxana Ciuhalescu i-a atras atenția și Andrei Tonciu că vorbește prea tare, după ce i-a spus lui TJ Miles că sforăie prea tare. Andreea Tonciu, sforăi rău, big blană. Roxana Ciuhalescu, Andreea. Andreea Tonciu, suntem toți într-un colectiv și nu putem să tăcem că Roxana Ciuhalescu, nu, dar puteți să vorbiți mai încet că restul dormim. Ține de comunitate și de bun simț și de respect față de ceilalți. Cine face parte din echipa faimoșilor de la Survivor România 2022 din echipa faimoșilor de la Survivor România 2022 fac parte? CRBL, Andreea Tonciu, Otilia Bilionera, TJ Miles, Emil Rengle, Ixonia, Cătălin Zmărândescu, Roxana Ciuhalescu, Robert Niță, Laura Ciurcanu, Radu Itu și Elena Chiriac, fosta concurentă de la Ferma. Cei 12 concurenți sunt pregătiți pentru cea mai mare provocare din Republica Dominicană.